Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la un nou episod din seria Touching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe George, un individ de care am auzit prin anul 2022 că umbla pe diferite grupuri de WhatsApp și de Facebook și aborda absolut toate femeile posibile. George a reapărut în atenția mea de curând când am aflat că el nu s-a oprit absolut niciodată din a aborda sute sau chiar mii de femei și a insista să le cunoască, așa că am decis să cercetez puțin situația, având în vedere că acum 2 ani am avut o discuție cu el și l-am rugat să se oprească din astfel de lucruri pentru că sperie fetele, le stresează și nu astfel de abordări sunt normale și sănătoase. Am crezut că acea discuție îl va face să înțeleagă că nu e ok, dar se pare că nu. Acesta a continuat să intre pe diverse grupuri, zeci de grupuri de la facultăți, grupuri de Facebook și să abordeze absolut fiecare femeie ce a ieșit în cale. Nu ar fi asta o mare problemă, să zicem așa, că na, încerci de mii de ori până reușești să te întâlnești cu cineva, bine, este o problemă și asta, da. Încerc să fiu înțelegător, doar că pe lângă aceste sute de mesaje pe care acum o să rog pe Mărgi să le pun așa pe fast forward, să înțelegeți despre ce e vorba, mai sunt și niște mesaje diferite, niște mesaje cu amenințări, niște mesaje care subliniază clar că George are o problemă, problemă emoțională, o problemă psihică. O să citesc puțin din aceste mesaje, apoi o să mai dăm câteva detalii despre George și în final vom da drumul la material. Și o să continui să hărțuiesc până îmi va cădea una în plasă. Din 2017 hărțuiesc fete și n-am pățit nimic. Nu pot fi eu al doilea prieten al tău, nu ai putea să duci și tu o viață dublă, nu poți să-mi faci tu cunoștință cu o altă fată singură, mă prind sărbătorile și nu-mi place. Dacă până la data de 1 ianuarie 2025 nu-mi găsesc o prietenă, jur cu mâna pe inimă, voi ajunge să violez sau să omor femei pe stradă și nu glumesc deloc cu asta. Cred că la un moment dat, dacă eu până la 30 de ani nu reușesc să-mi fac o iubită, vorbesc foarte serios, fără nicio glumă, o să ajung să omor sau să violez femei pe stradă. Cred că îmi vine să omor sau să violez femei în viitor, dar n-am curaj să o fac. Aici a trimis un site cu o adolescentă de 14 ani ucisă de un tânăr de 28 pentru că ar fi refuzat avansurile acestuia, iar replica lui a fost: Doamne ferește, ajung ca ăsta într-o zi. Bună, îmi doresc să mă omor. Pur numere de telefon de pe grupuri unde nu ai ce căuta. Vrei să suni acum la 112 să anunți că s-a pus bombă la MV la Timișoara? Dar ce au alea de vârsta ta? Au toate iubiți. Single nu prea sunt, decât dacă au un handicap de ordin fizic. Altfel nu prea sunt singure. Caută și mai mult până violezi sau omori fete pe stradă din cauza că te refuză toate. Eventual să apari și la știri pe toate posturile de televiziune. What the fuck? Mi s-a acris să mai caut, sincer acum. Bună, ne cunoaștem? Încă nu, de ce? De unde ai numărul meu? Dintr-un grup de admitere, de ce? Răspunde la ce întreb. Că-i dubios. Scuze, dar eu îmi doresc să mor. Vrei să vezi asta? Chiar e foarte fain. Ce e fain? O pisică aruncată de la înălțime mare, cum se prăbușește la pământ și moare două drac. Bună, îmi doresc să mor. Mă simt ca ultimul de pe lumea asta. Bună, bună, vreau să-i dau muie unei fete. Ioan. Bă, boule, ia vezi cum vorbești, că dacă te prind pe stradă te omor. Asta mi-a plăcut, screenshot-ul acesta mi-a plăcut, că îi spui acestui fraier să nu comenteze la mine, că nu știu ce-i fac. O să ajungă noaptea asta în spital. Alex Preda, doar coincidență de nume, suge la tot aseul că dacă zic vreo 2-3 căcaturi despre el, va ajunge vedet în tot Bucureștiul sau chiar în toată România. Sau chiar și în Anglia îl fac de căcat. Să-l fac să schimbe numele. Eu cred că ești prea proastă pentru acest univers. Mi-e rușine să mă afișez pe stradă cu asemenea specimene eșuată ca tine. Dar cine ai zis că ai vreo șansă să te afișezi cu mine? Cred că te-am confundat când am vorbit cu tine. Simțeam nevoia să vorbesc cu cineva și dau peste o panoramă ca tine. Uf, Doamne, ce ghinion pe tine. Nu-ți dai seama acum de ce e single? Tu te înții mătii de curvă penală. Întoarce-te înapoi în groapă, sclava. Zi, fă ceva în pula mea, că-mi bag morții mătii de curvă penală. Să-ți dau la muie oricum. Te invit pe la poli. Bună, bună. Să-mi iai în ciorbă, handicapat-o. Dar ne cunoaștem de undeva, de-ți permis să-mi dai mesaj și să mă jignești? Da, așa că acceptă-ți muia, și tu și iubitul tău. Bună, bună, te-am deranjat? Te cunosc? Nu, dar aș vrea să mă întâlnești la cimitir. Ok, omoară-te și dau eu după tine. Da, cam acestea sunt unele dintre mesajele mai fucked up, să zic așa. După cum vedeți, avem de-a face cu un om cu clare probleme emoționale, având în vedere că de ani de zile face aceste lucruri și, na, am discutat cu familia lui, am discutat cu tatălui, inițial acesta a vrut să mă facă să înțeleg că dacă postez ceva despre el o să mă dea în judecată, dar până la urmă cred că ne-am înțeles cât de cât, că n-am cum să nu postez și este dreptul lui să facă ce vrea, dacă vrea să mă dea în judecată. Am discutat și cu sora acestuia, mi-a explicat mai multe despre comportamentul lui George. M-a sunat chiar și un coleg de liceu, un fost coleg de liceu, de mi-a povestit de el. Ideea următoarea, mi-am făcut așa o imagine a lui George. George este victima bullying-ului. În primul rând este o victima bullying-ului și nu s-a adaptat social, are probleme de a relaționa cu oamenii, are probleme de comunicare, are probleme emoționale, are probleme psihice și astfel imită diverse tipuri de comportament, ba impulsiv, ba violent, ba tot felul. Omul încearcă să comunice cu oamenii, cu fetele, doar că nu știe cum și astfel imită diverse tipuri de comportament. Nu mă pricep eu prea mult, dar cred că ăsta e un semnal autismului, habar n-am. Așa mi se pare mie, nu am eu cunoștințele necesare, dar îmi dau și eu cu părerea ca orice om. O să dăm drumul la conversația cu George, poate reușim să-l înțelegem mai bine, dar
Părerea mea este că are nevoie de ajutor. Nu cred că este un pericol pentru nimeni, sincer. Dar nu știi niciodată. Adică nu știi niciodată. În momentul de față nu-l consider un pericol pentru nimeni, îl consider doar un cățeluș care latră pe internet și e disperat să-și facă o iubită și nu știe cum să socializeze, nu știe cum să se manifeste, nu înțelege limitele, whatever. Cred că este un pericol în primul rând pentru el și cred că astfel de oameni ajung în aceste situații din cauza abuzului, din cauza bullying-ului, din cauza probabil abuzului, nu mă refer neapărat sexual, dar abuzului fizic din familie și acești oameni au nevoie de ajutor. Sigur, are o vârstă, este major, ar trebui să-și caute singur ajutorul, așa că asta nu îi scuză comportamentul, dar poate că acest material o să fie un semnal de alarmă și pentru el și pentru mulți alții și nu știu, poate din rușine o să se îndrepte. Da, nu vă mai plictisesc prea mult, dăm drumul la material și hai să-l cunoaștem pe George. Vine justiția, ce pe pedofil! Pedofilul! Am greșit cu ceva? Da, ce faci? Ți-am zis că o să te prind până la urmă, nu? De ce? De ce nu stai cu minte, mă, George? Ții microfonul, nu-ți fac nimic, stai niște, ești în siguranță? Sper că nu mă dai pe mâna poliției. Trebuie să dau pe mâna poliției? Nu. Bine, hai să mergem undeva unde nu ne plouă să discutăm atunci, nu? Hai într-o scară care e cea mai apropiată, uite-mi fac aia. Hai să traversăm acolo, da? Liniștiți. Să vorbim. Și vorbim. Da, doar vorbim. Absolut. Bun. Hai, traversează-te, te rog frumos. Ai venit și tu pe o ploaie torențială. Știu. Eu credeam că fata are 25 de ani. Păi fata are 25, are nicio problemă de asta, nu te băgăm la pe defilie. Noi avem alte discuții cu tine acum. Și le știi foarte bine, ți-am zis de anul trecut. Știu. Că dacă nu te potolești, o să te prind. Ți-am zis? Da. Bravo, hai aici la scaletul frumos. Ai ceva la tine? Arme? Nu. Cuțite? Nu. Spray paralizant? Nu. Bun. George, ce vârstă ai? Sper să nu mă dai pe YouTube, aia e problema. A, nu te dăm, doar filmăm pentru siguranța noastră și a ta. 24 jumate. Mulți înainte. Ce ai aici? Portofel. A, ok. Bun, nu mă interesează portofelul. Cum are portofelul? Păi dacă omul e bogat, ce vrei? Uite, nu mi-am consumat benzina pentru tine. Vezi? Mai știi conversația noastră? Da, știu. Mai știi cât m-ai înjurat? Știu. Și îmi pare rău. Îți pare rău. Da. Dragilor, el era un hater de-al meu, care mă înjura pe internet. Din cauza de Diana aia. Datorită, că mă înjurai de plăcere, nu? Așa, și el acum, ce faci? Ce faci tu? Hărțuiești fete pe grupuri, nu? Nu, voiam doar să-mi fac prieteni, voiam să cunosc pe cineva, nu. Intrăm pe grupurile de WhatsApp de la diferite facultăți, nu? Și încercăm să abordezi absolut orice vietate de formă feminină existentă. În mod repetat. Totuși e majoră, nu e minoră. Da, totuși. E majoră! Dar nu vreau să hărțuiesc sau să fac vreun rău cuiva. Da, cu toții nu vrem să facem asta, dar la un moment dat o facem și după aia ne regretăm faptele. Care era faza cu fata aia de bani să o inviți la cimitir? Aici nu mai am cuvinte, aia e problema. Povestește-ne. Povestește-ne. Am avut o stare depresivă, da. Recunosc. Și eu sunt în momentul ăsta în căutarea unei fete. Ești în căutarea unei fete din 2022, de când m-ai înjurat prima oară. Am avut o relație de 6 luni atunci, recunosc, cu o tipă de 18 ani. Dar m-am despărțit dintr-un motiv care nici acum n-a fost elucidat. Așa? Chiar mi-aș fi dorit să continui cu ea, dar
aveam și planuri de viitor cu ea și ea a vrut să pună punct. Planuri de viitor ce? Să ajungi cu bacalaureatul? Și cu bacalaureatul, și cu admiterea, și să ne mutăm împreună. Avea 18 ani, nu era minoră. Corect, n-avea 17, avea 18. Nici o problemă, nu mă deranjează pe mine chestia asta. Aici ți-am zis, vorbim despre altceva, despre faptul că intri pe diferite grupuri de WhatsApp și spamezi fetele alea în prostie, adică s-au plâns foarte, foarte. Le terorizezi, da. Nu înțelegi că nu vor să se întâlnească cu tine și... Noi am avut o discuție atunci, ți-am zis, să te oprești, bro, da. Că nu vreau să te prind, știi? Și ai zis, da, că înțeleg. N-ai înțeles. Și am fost prins pe un grup în care căutam o fată pentru o eventuală relație. Dar ce cauți pe grupurile ale facultății? Cum ajungi acolo? Asta e curiozitatea mea, că nu mă pricep. Grupuri pe Facebook. Deci, nu, dar grupurile de WhatsApp, cum ajungi pe ele? A, te dai elev, te dai student. Nici eu nu știu ce să explic. Vreau să am și eu pe cineva alături, vreau să am și eu o familie și copii. Da? Și este rău frumos, lasă-ne în pace și lasă-ne cu manipularea emoțională, că știu eu cum funcționează. Și tu zici, lasă că din toată seria de mă apuc să le spun la toate fetele, nu las niciuna, să văd la care funcționează. Mă apuc să le spun la toate. Te-ai apucat să scrii la toate? La toate nu le-am scris. Nu la toate. Majoritatea. Majoritatea. Vreau doar să cunosc atât. Și știu că m-am băgat în căcaturi multe. N-aș vrea să... Eu oricum mâine am și muncă. La cât ai muncă? La ora 9. Stai cu mine la un selfie. Te știe lumea după față, nu? Te știe. Te știu fetele după nume? Nu. Sau prea. Cum te cunosc fetele în online pe tine? Spune-te-l, păi, cum te știu fetele în online? După George, după... Ai un nickname, nickname, ceva? Da. Doar mă prezint, eu sunt George Încântat. Aha. Poți să-mi ții puțin microfonul? Cum să nu? Întreabă-l tu două, trei chestii cât rezolvi eu ceva aici. Deci, nu că-l țin eu, stai liniștit. Deci tu ești George Încântat. Da. Și reacția lor care este? Unele nu sunt interesate, altele au prieteni. Bun, iar în cazul ăsta din mesajul în care ți-am citit adineauri, dacă fata nu era interesată, de ce ai continuat conversația? Abuziv. Eu vreau să răspund la treaba cu cimitirul. Te rog frumos. Răspund la treaba cu cimitirul. Am fost într-o stare destul de depresivă. Am înțeles. Ok. Dar de la stare depresivă până la propune de a merge la cimitir? Care-i faza? Adică, de ce o invitai la cimitir? Vorbește, George. Ești în siguranță aici cu noi. Doar sper să nu apar pe YouTube, atâta tot. Ok. Ți-am înțeles speranța. Acum răspunde doar ca să, nu, ca să nu mi se distrugă și cariera și... Deci, rămânând pe firul narrativ al conversației noastre, ce însemna să mergem la cimitir? De fapt, îi ziceam că voiam să mor. Aș vrea să meargă cu tine, să muriți împreună? Sau să vină la înmormântarea mea. Dar am zis-o așa, într-un sens... Foarte plastic. Plastic, știu. Ești artistul, de fapt. Am bravat cumva. Ai bravat? Ce lucrezi? Lucrez în industria vinului, ca reprezentant tehnic. Ok. Și plec în delegații săptămâni. Aș vrea să mă întâlnești la cimitir. Mai dăm te rog frumos, ce mesaje mai pe acolo? Ai de la alte fete, nu? Că vreau și eu să... Că, na. Sper să nu ajung la poliție, asta e tot. Și ce mai speri tu? Să ajung liniștit acasă. Am înțeles. Ai telefon la tine, nu? Da. Și ne prezinti și nouă conversațiile? Trebuie să-mi răspunzi aici, da sau nu? Puțin mai complicat. De ce? Știu că am intrat pe anumite grupuri. Aici, grup de copii cu care n-am treabă. Ne cunoaștem fiindcă m-ai sunat. Primează să se vadă. Bună. Stai, scuză-mă puțin. Așa. Așa, astea sunt numere pe care nu le cunoști. Da. Bună. Ok. Da? Ok. O să cenzureze mărgii numerele. Bună. Da? Nu crezi că ai o problemă, George? Recunosc că am o problemă. Singurătatea. Super.
Cu toți avem câte o problemă, dar nu vrei depresie, să-ți găsești ajutorul? Recunosc că sunt puțin depresiv, că nu-mi găsesc pe cineva și chiar îmi doresc să-mi găsesc pe cineva cu care să întemeiez o relație serioasă, și eventual o familie pe viitor. Dar știi că singurătatea trebuie să fie cel mai bun prieten al tău. Dar se pare că nu este, că eu nu prea am nici măcar prieteni. Am fost crai ani de zile și, sincer, încep să cred că mi-am cam ieșit din mână. Nu știu ce se întâmplă. Ai fost crai? Ai fost player? Doar cu o singură fată am fost atât. Cu o singură fată ani de zile. Ți-a ieșit din mână cu ce? Cu fetele. Zici că scrie hoț la mine pe frunte, bau, bau. Nu știu ce dracu, fuga astea de mine ca diavolul de tămâie. A, nasol. Și nu am crezut până acum că nu o să meargă la nesfârșit și că toate pe care le-am abordat se vor alia împotriva mea la un moment dat și voi regreta amarnic. Da, alianța fetelor. Asta e, nu-mi găsesc pe niciuna. Aoleor, câte... Bună, bună, deranjez. Ai putea să-mi zici cine ești și de unde ai numărul meu? Ești la ETTI, da. Păi aș dori să ne cunoaștem puțin. De unde ai numărul meu? De pe un grup mai vechi, de ce? Gândește-te așa, îți dă mesaj o persoană necunoscută fără să zică cine ești și ce vrea de la tine. Nu ți-ar părea ciudat? Ba da, dar eu nu mă încadrez printre raculatori de oameni. Pur și simplu simt nevoia să cunosc pe cineva nou. Eu am trecut prin multe episoade urâte în viață. Dar nu scuză faptul că nu-mi zici cine ești. Eu sunt George, încântat, tot din Poli. Ești din Poli? Da. În ce an ești? Anul întâi master. Tehnologie avansată în industria alimentară. Eu sper doar să nu vadă colegii mei atâta tot. Și familia mea, că altfel așa. S-a dus totul de răpă. Bun. Hai, te rog să facem cunoștință, ce-o mai lungim atât. Nu, mersi. De ce? Nu am nevoie. Zi un motiv pentru care nu ai nevoie. Un simplu nu nu-ți ajunge? Nu mi-ajunge. Păcat. Eu vreau să știu motivul adevărat. Aoleu, sună ca Felipe. Uh-huh. Sună ca Felipe, nu? Da. Vreau să... așa, vreau să știu motivul adevărat pentru care nu vrei. Vreau să am și eu pe cineva alături. Vreau să am și eu o familie, copii. Îl cunoști pe Felipe? Ai auzit de el? Da, am auzit de el. Ai auzit de Felipe? Evident că auzit. Stai să rememorăm conversația noastră, că mi-e dor de ea, știi? Ia, unde ești? Și vreau să știu cam cât mai stăm. Mai stăm puțin. Salutare. Poți să o țigară? Da, fumează. E în mașină țigară. Stai că îți dăm noi. Marlboro sau Primăciune? Fumezi tu Marlboro. Te rog. Marlboro, îți dăm o țigară. Meri și tu o țigară, nu? Sper doar să nu afle familia mea, să nu afle... Nu, frate, stai niște... Ușor, nu tremura, văd că tremuri, n-ai de ce, nu ești în pericol. Am emoții. Lasă că nu sunt așa mare și vedetă. Și la școala de șofer am avut emoții, am luat orașul din a patra. Bravo, bravo. Da. Salutare, cât te-am judecat și jignit în noiembrie 2022 pentru faptele tale de hărțuire pentru care ai fost mediatizat. Există în prezent un caz, așa, un psiholog, scriitor... Dinu Popescu. Cine e ăla? A, l-aveam pe atunci. Da. Și ăla Ghiște... A, ăla descria cărți. Ăla Ghiște a avut... A avut tangențe cu sora mea, Dinu. Câți ani avea sora? Asta mi-ai spus. A fost amic cu sora mea. Ok. Ai soră? Da. Câți ani are sora ta? 27. Ce ai vrea să o sâcă unul ca tine așa în continuu? Nu. No. Ok. Atât vreau să știu. Și am reproșează aceleași chestii. O scrii? Da, și tot scria omul și am crezut, băi, eu răspundeam că n-am zis, bă, ok, și a cerut scuze că m-a înjurat, că nu știu, ok, nicio problemă. Și după aia primesc toate screen-urile despre el și zic, haha, vin după tine acum. Minciuni și iar minciuni, faptul că aș fi agresat acele fete. Ce să vii, să-ți irosești benzina degeaba? Dacă poți să înțelegi ceea ce zic, că eu nu căutam de la fete altceva decât să socializez, de aceea am ajuns să insist în disperare de cauză. Lipsa vieții sociale normale aici duce, nasol. Și eu, sincer, dacă vreau să-mi o trag cu ceva, pot să dau la o curvă 300 de lei, dar să fie peste 18 ani. Tot ceea ce e sub 18 ani e corupere de minori. Asta să ții minte de la mine și după cei 70 de prădători prinși. Și dacă ai 17 ani, poți fi considerat oarecum pedofil. Vezi că și tu ai fost în același căcat cu femeile în noiembrie 2022 și te-am acuzat și atunci că faci videoclipurile alea pentru bani și faimă. Dovezi mai reale cu hărțuirea reală sunt la tine. Well, acum sunt la tine. Nasul curat asta, nu? Și cu karma. Bun, și mi-ai dat și bloc, frate. Adică eu cred că avem o... Nu. Și tu mi-ai dat. Nu, nu ți-am dat nimica. Da. Vezi, mi-ai dat bloc. Mamă, și faci asta, deci în 2022 faci asta de 6 ani acum, nu? Ce anume? Să intri pe grupuri, să tot... 2021. Din cum? Că faci asta de 4 ani. În 2022 îmi spune asta.
Uite. Bă, frate, știu că pare ciudat că intru pe grupuri, că mă bag în seamă, dar crede-mă că în ultimii 4 ani, să zicem așa, am străbătut toate site-urile de socializare până am fărâmat. Nu numai WhatsApp-ul. Sute de lei să vorbesc cu orice. Cum ai spart bani? Pe Tinder, de exemplu, și pe Badoo. Pe Badoo, a? Ok. Am încercat și cu Bumble, nu mi-am mers nici pe Bumble, tot acolo mi se cer bani și sincer nu mai vreau să irosesc banii degeaba, bani pe care aș putea să-i dau pe ceva mai util decât pe site-uri de socializare, de matrimoniale. De ce nu te înscrii la școala de agățat cu justițiar? E mai ieftin. Sincer, mi-ai dat un pont bun. Lumea, frate, n-am școală de agățat, chat, nu, nu. Ok, tu ai probleme sociale. Da. Ok. Și aș vrea să merg și la psiholog în curând. Păi de ce nu mergi la psiholog? Tu știi că numărul tău de telefon a fost căutat pe Google de 547 de ori? Știu. Și eu mi l-am căutat de multe ori. Deci 547 de persoane ți-au căutat numărul pe Google. Recenzi. Sunt 6 comentarii. Cuvinte cheie, deranjant, minciună, obsedat, fete, mesaj. Dă să-mi citesc, lasă-mă să le citesc, rog frumos. Descuze-mi puțin asta. Caută toate studentele de pe grupurile de boboci din Iași. Ai fost în Iași? Nu, am fost în Iași, dar nu la facultăți, am trecut prin Iași. Iar când e refuzat, începe să o dea că nimeni nu-l vrea, că e un ratat social, că va rămâne virgin, că numai la escorte va găsi ceva. Aveți grijă și nu răspundeți la mesaje, dați-i bloc direct. Sună fetele și face spam cu mesaje și apeluri. Este deranjant și ciudat. Un obsedat care sună fetele și le abuzează. Este un obsedat sexual, nu comunicați cu el. Vezi ce scriu oamenii aici, bro? Scriu ca să mă defăimeze. Obsedat sexual, nu. Da, adică... Toate astea? Da. Bună, salut! Deranjez, cu ce te pot ajuta? Păi aș dori mai întâi să facem cunoștință dacă nu te superi. De ce m-ai sunat? Din greșeală. De unde ai numărul meu? De pe grupul Dăm Burțile Jos. Deci, ce dracu e asta? Dăm Burțile Jos. De sport? Da, de slăbit. Mă deranjează. Ce anume? Tu? De ce scrii tuturor fetelor? Atât de disperat ești? Simt și eu nevoia să-mi fac o iubită. Am 25 de ani totuși și n-am avut niciodată. Și testam să văd ce șanse mai am să-mi fac vreodată o iubită. Cu mine nicio șansă. De ce? Lasă-mă în pace, nu așa să faci o iubită. Bună, poți vorbi? S-a întâmplat ceva? Păi aș dori mai întâi să facem cunoștință, dacă nu te superi. Câți ani ai, de unde ești? Crezi că am putea ieși la o cafea într-o zi, dar ai iubit? Poți vorbi? Deci, de ce? Cu ce ți-am greșit? Și aici ce postează pe grupuri? Bună seara, numele meu este George, sunt din Constanța. Am aproape 25 de ani, sunt singur 100%. Mi-aș dori din inimă, din suflet, să cunosc o fată sau o femeie sufletistă în buzunar. Care vrea ceva serios și de încredere. Sincer, m-am săturat de singurătate, sincer vă spun, nu cerșesc milă, nu cerșesc bani, nu cerșesc atenție, nu cerșesc lux sau avere. Am rugămintea la cei cărora vi se pare amuzantă postarea mea să nu se uite, nu e obligatoriu. Sincer, pentru că m-am săturat de atâtea bătăi, de joc și insulte, sincer m-am săturat și eu sunt om ca voi toți. Cele care vreți ceva serios de încredere, puteți să mă contactați pe numărul meu de Vodafone, așa. Nu răspund la număr privat, la cele care își bat joc și fac mișto, cei care așa, bla, 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 bla. Ești din Constanța? Da, sunt de la mare. Ești macedon? Tatar? Nu, dar îmi plac restaurantele turcești. Foarte interesant. Când ai de gând să te oprești? Ce trebuie să facem noi ca să te oprești? Nu mai vorbesc cu nimeni. Bătaia e soluția? Nu. Nu e soluția bătaia, nu? Nu. Bun. Trebuie să înțelegi că noi nu căutăm faptul să mai vorbești cu absolut nimeni. Da? E normal să vorbești, să comunici cu alte persoane, doar că este felul în care le abordezi. Da. Și insistența ta, care este deranjantă până la urmă. Bun. Da. Deci ai început asta cu grupurile din 2021, ai spus, da? Da. 3 ani. 3 ani. Și câte fete ai reușit? Cu câte fete ai reușit să te întâlnești? Cu una singură, cu care am avut o relație de 6 luni. Da. Faceți matematică acolo unde ești tu? La Politehnică am făcut în anul întâi. Ai făcut statistică? Nu, am făcut marketing și am la 5. Am înțeles. Poate ar trebui să te apuci de statistică ca să înțelegi că o fată din câte sute ai contactat? Mii de fete. Ai contactat mii de fete? Recunosc. Mii de fete. Statistic vorbind, crezi că funcționează procedeul ăsta al tău? Nu, e ca la loto. Agățatul ăsta. Mi-am dat seama. Și ție îți place să joci la loto sau cum? Bă, la loto când joci, măcar nu zice lumea, aolea ce obsedat, știi? Aici când joci, câștigi garantat, aolea ce obsedat e ăsta. Și îți strici tu cariera. Da. Nu ți-o strică nimeni altcineva. Nu ți-o stric eu că filmez acum. Tu ți-o strici. Că lumea te știe de ciudatul ăla care contactează pe toată lumea. Bă, tu vrei să fii Felipe? Nu. Păi și atunci ce faci ca Felipe?
Întrebare simplă. Nu știu, sincer, să spun. Dacă te apasă singur, ai prieteni? Nu prea. N-ai nici prieteni. Nici la facultate, nu umbli cu nimeni? Nu socializezi. Mai mult au fost profitori cu mine. Ce au profitat? Ce ți-au luat? Să le dau temele, să iau cu mașina, de nu știu unde, să-i duc nu știu unde. Să le dai temele. Mă sunau la două noaptea când aveam încheiere de laborator, să le dau nu știu ce teme. Și eu voiam să dorm la ora aia. Ok, ai o vârstă, ai 25 de ani. Da. Poți să nu mai fii fraier? Ok. A, gata, am rezolvat. Cei ce să nu mai rămâi în stadiu de victimă, să ieși din mentalitatea asta că ești o victimă și în timp ce ești, te simți o victimă, să abuzezi fetele alea într-un fel sau altul. Ok, deci doar mesaje ce-a fost, nu? Și răspunde pe unul, două numere sau ai mai multe numere? Au fost două numere, atât. Două numere, nu? Pentru fiecare fată. Ok, hai zicem că nu le-ai omorât pe fiecare în parte, dar per total ai deranjat foarte multe. Ai urmărit pe vreuna? Nu. Ok, brav. Mi-am văzut de treabă. Ți-ai văzut de treabă, nu? Am mai abordat așa pe stradă, după aia când mi-au zis că au prieteni, am plecat. Da, am înțeles. Deci... Decât să mă bag într-o belea mai mare, prefer mai bine să... Deci tu nu ești un om periculos. Nu. Ești doar un om singuratic și cu comportament obsesiv. OCD. Da, am înțeles. Ar vrea să mă ducă și la psiholog, dar să văd când am timp cu delegațiile. Cu delegațiile, da? Păi plec la diferite crame din țară. Păi, bro, ai timp să contactezi mii de femei. Mai timp de o oră pe săptămână la psiholog să expui ce online simți? Și tot. Mi-au propus și mama mea și sora mea să merg la un psiholog. Ce ți-a propus? Mă interesează de ce nu o faci. De fraier, ce sunt? Am înțeles. Deci te consideri un fraier. Da. Te consideri o victimă. Un ratat, mă consider. Te consideri un ratat. Da. Și asta vrei să fii toată viața. Nu. Păi și dacă nu vrei să fii toată viața, de ce nu pui osul la treabă? De ce nu scapi de mentalitatea aia de victimă și faci primul pas? Mersul la psiholog, de exemplu. Du-te și povestește. Bă, frate, îmi place să contacte sute de mii de femei că vreau și o gagică. E bine ce fac? De ce fac asta? Ce mi-a lipsit în relația cu familia când eram mic? Că dacă o să rămâi o victimă toată viața, o să rămâi o victimă toată viața, știi? Da. Și nu o să ajungi nicăieri, nu o să ai o iubită. Sau o să găsești pe una care, vai mama ei, știu și eu. Nu știu ce vei găsi prin acest comportament. Că nu ești cea mai bună versiunea ta acum, nu? Te consideri cea mai bună versiunea ta? Nu prea. Exact. Și nu vei găsi o persoană care merită versiunea ta cea mai bună. Da. Da, poate vei găsi o profitoare. Care o să stea după bani. Ia auzi. Care o să stea după bani, da. Și eu mă simt foarte singur. Păi știi, n-ai și tu gagică? Să ieși și tu cu o gagică așa la o cafea? Băi, trebuie să înțelegi. Noi nu trebuie să găsim alte persoane ca să ne alunge sentimentele de singurătate. Trebuie să ne... Cum ai zis el, să te iubești, el adică zice așa... Adică e ok să ieși singur, singur la okay. O cafea dacă vrei sau să mănânci eu am, la McDonald's. Eu am fost sau... să mănânc singur azi. Sau la McDonald's sau la KFC sau oriunde să te duci să mănânci singur. E da, foarte corect. Foarte ok. Tu cu tine. Băi, ești cel mai bun prieten al tău. Exact, și poți să mănânci cum vrei tu, adică să mănânci și cu mâna dacă vrei. Da, da. Să nu folosești cuțitul și furculița exact. Mereu. Faci ce vrei. Da. Da. Te judești tu pe tine? Nu te judești dacă mănânci cu mâna, dacă asta vrei să faci. Tu dar trebuie... e cam nepolitic o să ai problema. Păi dacă ești în fața cuiva și începi, da, sigur, ok. Dăm din una în altele, e un material foarte ciudat ăsta. Facem lecții de psihologie cu domnul George. Bă, George, nu vreau să te prind a doua oară, că te dau la poliție. Ok. Deci dacă am zis cu vorba bună, dar există și varianta să-ți fie frică de mine. Te prind a doua oară și te dau la poliție. Ok. Vrei asta? Nu. Bine. Ce să facem acum cu sutele alea de grupuri pe care le ai? O să ies din ele. Și o să recomand să schimb numărul de telefon. Da. Este cel mai ușor. E complicat asta. Eu cred că mai bine m-aș sinucide. Dacă aș muri azi sau mâine, aș fi cel mai fericit. Și restul lumii ar fi și mai fericită dacă eu aș muri. Fac umbră pământului degeaba. Deci, efectiv, tremur de frică să nu ajung la stai poliție. Stai puțin. Lasă-mă pe mine, că e mai simplu. Ține tu, te rog frumos, microfonul. Eu trebuie să am și grijă acum să nu-și ia țeapă pe ei să-l bată careva, știi? Asta cred că e cont fals. Nu e cont fals. Salut, eu sunt Alexandru, justițiarul de Berceni. Sunt aici cu prietenul tău, George. Noi cercetăm un caz de
nu știu, contactat obsesiv fete. Dacă mai cunoști și alte fete, te rog frumos să-mi scrii și mie pe Alexandru de Berceni sau Justițiarul de Berceni pe Instagram. Mulțumesc! Ai deranjat-o, vezi? Uite, vorbeai cu fata asta și după aia începi să vorbești cu altele și ai pierdut-o. Stai puțin. Că știu că după aia o să-mi ștergi mesajul, așa că eu sunt mai deștept. Gata. Obosește-ne puțin, că ești că a venit poliția. Ai vrut să te întâlnești cu o fată și în locul ei a venit poliția sau poliții? A venit, m-a dat pe mâna poliției că am dat un mesaj lung de suicid, recunosc. Și atunci m-au luat părinții de la secție. Părinții tăi? Sau cine? De fapt, mama cu soțul actual. Tatăl tău știe de gândurile astea tale? Știe și nu știu. Nu știe nici el cu ce poate să mă mai ajute. Eu îți recomand un lucru. Lasă femeile, lasă mesajele, pune mâna, fă-te bărbat mișto. Mergi la sală. Mergi la sală, exact. Am pus burta, e problema. Da, mergi la sală, simte-te bine cu tine mai întâi, da? După ce te-ai făcut bărbat mișto, abia pot... Crezi că dacă o dau, de exemplu, în patima alcoolului, ar fi... Ar fi indicat, da. Adică... La o ocazie... 6 beri pe zi, dacă ai putea să bei, ți-ar da tu pe o necesar. Am băut 5. Băi, eu glumesc. De ce eu glumesc? Frate, lasă alcoolul, despre ce vorbim? Vorbeam aici de sală, tu zici de alcool? Noi vorbeam, să zic, de faptul că după ce ești tu bine și te simți puternic, tu cu tine, da? Și încrezător, abia atunci. Da. Nu cu stări de sinucid, nu cu stări de anxietate, nu cu nimica. Că nu o să te ducă nicăieri. Doar în mormânt. Știi care a fost cel mai amuzant moment, Alexandru? La episodul 101, când ai urlat la Gelu, că i-ai zis, bă, are 14 ani! Cel mai amuzant moment din 9 februarie. Filmarea, am scris 14 ianuarie, a fost pe 13 ianuarie. Ce treabă are asta, ce vorbeam? Ești un bap... Lasă-mă să vorbesc, te rog. Și voiam să te întreb o chestie, încă o chestie. Știi că te-ai născut într-o zi de miercuri? Da. 24 octombrie 90. Ok. Da, știam. Eu fac calcule de astea de la 5-6 ani. Și ce ai mai calculat despre mine? Sunt foarte curios. Asta. Atât? Eram curios să văd pe cât ești născut, ca să știu în ce zi te-ai născut. Tu când te-ai născut? 24 august 99, într-o marți. Într-o marți, da? Și înseamnă ceva? E relevant cu ceva? Adică nu știu. O dată la 28 de ani se repetă calendarul. Tare. Și tu când ai făcut 28 de ani, a picat miercuri. Da. Fun facts. Nebun sunt cu Sheldon Cooper aici. Fun with flags. Mai întrebați-mă date, dacă e. Date? Ce date? Gen... Orice dată din calendar. Tu știi exact ziua respectivă când a fost? Da. 1 ianuarie 2001? Da. Luni. Luni? Luni. Caută-te la fost. A nimerit? Da. Nu pot să nimerit. 22 februarie 1971. 71, 99, 2027, luni. Te rog frumos să cauți. Bă, asta e chiar tare. Băi, asta e chiar o chestie tare. Super mișto. Da. Ai putea să te lauzi cu ea, știi? Adică, nu știu, să-ți faci un cont de TikTok și să zici da. Oamenilor. 23 februarie 1811. 1811, trebuie să calculez. În 1901 știu că a picat sâmbătă, 1900 a picat vineri. Stai așa. 1900-1816 vineri, 1812 duminică, 1811 sâmbătă. Genial. Bun, revenim la chestii serioase acum. Ce ai de gând să faci? Să-mi văd mai bine de muncă. Așa. De ce nu comunici cu fetele alea care comunicau cu tine înapoi? Adică de ce nu comunici doar cu ele? Nu-ți de ajuns? Nu-ți plac? Încerc și eu ceva nou. Dacă e minoră, renunț. Păi cum ai că încerci și tu ceva nou când n-ai încercat? Adică doar ai vorbit cu ele. Ți-ți place doar să... Doar să socializez, să văd unde duce convorbirea. A, îți place sentimentul ăla. De agățat. Câte... Deci câte sute de fete crezi că o să mă contacteze? Nu știu să răspund la întrebarea asta. Da, așa, în opinia ta, că ești bun pe cifre. Din toate miile de fete pe care ai contactat. 500? 500, da? Ai treabă, bro. Ai fost
agresiv cu ele? Le-ai înjurat? Le-ai amenințat? Aici nu știu ce să răspund. Adevărul, nu? Adevărul. Bine, faptul că îmi spui asta, mi-am dat seama de răspuns. Le-am înjurat. Le-ai înjurat, da? Da. De ce? De nervi. Frustrări. Și le-ai amenințat? Nu. N-ai zis niciuna, la niciuna că te duci după aia, că îi faci, că îi dregi? Pe restul cine ești? Uneia, atâta. Uneia? Da. Mai numărul ei? Nu. De ce nu mai numărul ei? Păi nu-l mai am, l-am șters. L-ai șters? Părea acolo că ții toate conversațiile, sincer. Deci asta e un număr, un telefon. Unde e celălalt telefon? E singurul. Ai dual SIM? Ai dual SIM sau cum ai două numere? Am dual SIM, dar pe celălalt WhatsApp nu mai am numărul. Da, am înțeles. Okay. Ce să fac, m-am făcut de rușine în toată țara. Te-ai făcut pe tine. Te-am avertizat? Da. Și acu' e vina? Am fost sceptic în privința întâlnirii, că știam că se întâmplă ceva în genul ăsta. Ai fost sceptic, a? Da. Și totuși, uită-te aici. Îmi pare rău. Și eu înțeleg că-ți pare rău, dar... Până când? Până sper să-mi găsești și o iubită. Și cum ai de gând să-ți găsești o iubită? Păi nu știu unde să mai întâlnesc vreo fată. Cine m-ar mai vrea după toată chestia asta? Deci? Mă potolesc. Și de unde știu că te potolești? O să încerc să nu mai dau la nimeni mesaje. Știi care este chestia? Există o posibilitate și va exista o posibilitate în care dacă continui, vei da la un moment dat de o fată cu care să vorbești și se vrea să iasă. Și există o posibilitate foarte mare ca acea fată să nu fie ea, să fie gancită, să fie unul care te-ar bate de rușie cu tine. Te-ai gândit vreodată asta? Da, m-am gândit. Am mai pățit asta, mi-a spus bine. Ai pățit asta? Te-a bătut? Și mi-a spus că e frică să iasă cu mine, că să vină fost frumos să bată. Povestește-mi, te rog, sunt curios. Foarte important. Hai că ai multe povești, eu, aparent. Am mai pățit prin 2019 să vorbesc cu o tipă și m-am întâlnit cu doi băieți. Așa. Care erau puși pe harță. Și ce ți-au făcut? După aia am stat, am discutat un alta și după aia m-au lăsat să plec. Te-au lovit? Nu. De ce doar m-au speriat puțin. Păi de ce au venit? Ce făcusei? Mă, cam luasem la harță cu ei. Nu, nu, da. Te luase la harță cu ei, păi tu vorbeai cu o fată, nu? Și după aia mi-au dat ei o fată să vorbesc cu ea. S-au și drept cheie. Momeală mi-au făcut cheie, da. Păi și cu fata aia, ce vorbisei de, au zisei, bă, hai să facem cheielul ăsta. Ai înjurat-o? Nu, n-am înjurat-o. Ai amenințat-o? Nu. Dar ce ai făcut? Am vorbit cu ea. Și era deranjată, nu? Da. Bun, și ai continuat, presupun, după aia? Nu, n-am mai continuat. Ai lăsat-o în pace? Da. După întâlnire am lăsat-o în pace. Ok. Unde să ajung mai rău? Să mi se facă cazier la poliție. Dar toate acțiunile tale sunt multiple acțiuni de hărțuire, știi asta, nu? Știu. Plus că ai zis că ai și amenințat. Și îmi pare rău. Și amenințări. Și îmi pare rău. Dar astea sunt vechi, acum nu mai. Și acum întrebarea mea, de ce ai simțit tu că e ok ca un tip ca tine să-l înjure pe unul care și-a căutat iubita? Adică tu cauți străine, le înjuri, le ameniți și înjuri pe unul care și-a căutat iubita. De ce ai simțit tu că ești mai bun decât mine? Decât tine? Da, că vorbim de mine aici, că pe mine mă înjurai. De ce ai simțit tu că ești mai bun decât mine? Aici chiar nu știu ce să-ți răspund. Am înțeles. Și ce ar trebui acum să fac, că m-ai înjurat? Nu știu, să facem pace. Să facem pace? Facem pace. Pe internet își bagă în mine, pe stradă facem pace. Așa ți se pare corect, nu? Chiar îmi pare rău pentru injurii. Cum m-ai înjurat, îți mai amintești?
că am zis că ești pas justițiar și că faci chestiile astea pentru faimă. Așa, și alea mai grave? Stai liniște, dacă voiam să te bată, băteam de mult, nu veneam cu camera. Acum doar vreau să-mi le spui în ochi. Chiar nu știu ce să mai zic. Zi-mi cum ai înjurat. Nu mi-am băgat în tine, stai liniștit. Nu? Nu. Desigur? Sigur. Adică, nu știu dacă e chiar 100% sigur. Nu știu, dacă nu știu, am probleme de socializare, ai problema. A. Simțeam doar nevoia de a socializa. A, vei socializezi cu mine când mă înjurai. Sau eram într-o pasă proastă. Păi și dacă acum aș fi într-o pasă proastă și ți-aș da o palmă? Aș merita-o. Ai merita-o, nu? Da. Dar s-a spus de fapta? S-a spus de fapta? Doar pentru că este într-o fază proastă? Și ar trebui să o fac? Nu știu. Ei, tu să-mi spui, tu consider că eu ar trebui să o fac acum? E trecută fapta. Da? E trecută fapta. S-a prescris? Păi și dacă îți dau o palmă acum, în următoarea secundă e trecută fapta, nu? Eu nu prea agrez violența. Nici eu nu agrez violența, eu doar vorbesc acum cu tine, că na, tu ai decis să mă înjuri, tu ești mult mai rău decât am fost eu vreodată și tu mă judești pe mine. Dar când e vorba despre tine, tu vrei clemență. Știu, eu sunt un prost. Nu, ești un neasumat. Înțelegi? Ești un neasumat și un fricos. Da, probabil au fost faptele mele de atunci, te-am înjurat. Au fost faptele mele, da, știu. Am înțeles. Ce pot să fac? Să sun pe cineva să spun că am fost prins? Cineva se uită la materialele noastre. Big fucking fan. Ai membru? Ești subscriber? Ai dat subscribe? Am dat și subscribe la canalul tău. Mulțumim frumos. Da, subscribe chat. Pe cine să sun, frate? Pe taică tu care știi deja cum ești? Cu ce ne ajută? Nu știu, că n-aș vrea să ajung la poliție. N-ai vrea să ajung la poliție. Auzi, asta e doar să discutăm și atât. Doar să discutăm și atât. Știi foarte bine că nu sunt eu la care să judece oamenii. Fiecare își asumă faptele, fiecare plătește pentru faptele lui, corect? Da. Ok. N-am venit aici să te dăm la poliție. Am venit aici să discutăm cu tine aceste aspecte. Că probabil ai nevoie de o trezire la realitate. Da, asta clar. Da? Mă bucur că ești de acord cu mine. Adică nu știu de ce ai mai venit. Că le știai tu dinainte pe toate. Dacă mai aud că spamezi fetele și le ameni și le înjuri, îți trimit poliția de gaușă. Ok. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Poți fi băiat cu minte? Eu sper că da. Ai Instagram, nu? Da. Scoate-ți telefonul, telefonul. E deja 0003 și suntem în 25 martie. Da, e ziua mamei mele, trebuie să zic. La mulți ani. Mulțumesc. Câți ani face? 60. S-a născut într-o zi de 63, când a făcut 56? Nu, s-a născut în 64, dacă a făcut... 2020, miercuri. Tot miercuri, ca și mine. Care? Da. Vreau să iei legătura cu acest domn și o să verific că ai luat legătura cu acest domn, da? Are un ONG care oferă ședințe de consiliere psihologică gratuită, ok? Da. Și vreau să iei legătura cu el, îi spui... ce ai făcut, ce faci, că ai și tu nevoie de ajutor, nu-ți permiți. Imediat să-l găsesc. Nu mai tremura, te rog frumos, liniștește, te respiră cu calm, nu-ți face nimeni nimic. Bun, caută pe Instagram Răzvan Popa, președintele Centrului Social de Psihoterapie, da? Președinte Together for Humanity. Asta. Răzvan Popa, da? ONG-ul lui oferă ședințe de psihoterapie gratuită. Da. Da? Dacă ești sincer că vrei să-ți fie mai bine. Da. Și da, te respecti ca om, vei merge mai departe cu chestia asta, da? Da. Da. Și stai cu minte, da? Ok. Bun. Ne scuzați, ne-a murit camera, filmăm cu telefonul restul. Bun. Deci, chestii cât mai simple și conversația ta trebuie să fie despre ele, să afli chestii despre ele. Și dacă te întreabă ele chestii, le răspunzi. Eu sunt la facultate, îmi place asta, pasiunea mea e asta. Nu le povestești că ai abordat mii de femei,
Nu le povestești că e singuratic din prima, nu le povestești că, domne, nu mă iubește nimeni, sunt ratat. Tu trebuie să ai o părere bună despre tine. Chiar dacă poate la adâncul sufletului tău te simți singur și necăjit și vai morții tăi, și nu mă refer la tine, zic așa în general, trebuie să arăți că ai încredere în tine. Și așa, în timp, o să ai încredere în tine. Ne-am înțeles? Da. Deci ce nu mai facem? Nu mai intru pe grupuri pe WhatsApp, că e creepy. Bun. Ce nu spunem fetelor? Nu suntem narcisiști, să spunem numai despre noi. Așa. Nu le povestim imediat despre problemele despre noastre. Despre problemele noastre, care despre probleme? Singurătate, despre necazuri, despre așa, fel și fel. Așa, o luăm treptat. Umfleuri. Treptat, da. Da. E ca și cum ai venit cu un bagaj. Știi, și l-arunci spre ea. Nu arunci un bagaj plin spre ea, știi? Ușor, ia un tricou, ia un ciorap, puțin. Ia o ciocolată, ia un jeleu. Îl ador, e simpatic, e așa naiv. Da. Nu, e, da. Nu cred, mă, că e periculos omul ăsta, e doar... E ori așa, ori așa. Da, 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 da. Bine. Mă ții la curent cu ce vorbești cu fetele. Ok. Și da. Cu psihologul. Și cu psihologul. Știi unde să-mi scrii? Pe Justițiarul de Berceni. Scrii pe Instagram pe Justițiarul de Berceni, da. Da. Și îmi spui ce faci. Da. Uite, Alexandru, am progresat după o săptămână, după două, după trei. Da. Vreau să mă ții la curent cu ce se întâmplă în viața ta. Da. Ok. Și stai departe de belele, că nu vreau să te dau la poliție. Da. Da? Și nu mă mai înjura pe net. Ok. Promiți? Promit. Că mă doare. Și pe mine mă doare când sunt în jur, știu. Hai, vezi? Bine, hai. Fugi acasă și stai cu mine. Bine, hai, salut. Pa. Pa. George, din mai 2022 m-a contactat. Nu, mai 2023 m-a abordat să-mi spună că ești, scuze că m-a înjurat. Și după aia să-mi povestească despre chestii și apoi să descoper luni mai târziu că el contacta sute de fete. Pă! Nu este un pericol? Nu, nu e un pericol, adică până acum n-am primit nicio informație că a urmărit pe cineva sau a făcut rău cuiva gen fizic, doar mesaje, spammer obosit. Au vrut să-l prind că poate îl trezesc la realitate. Poate. Și să-i dau două țigări, aparent. Trei. Și nu ți-a dat banii pe țigări? Nu mi-a dat banii pe țigări, ok. Nu știu, dacă mai vedeți acest material după, adică dacă vedeți acest material și sunteți, ați fost abordate de el și e ceva mai rău, vă rog să-mi scrieți pe Justițiarul de Berceni și... Nu știu, adică în funcție de cât de rău e, putem să vă ajutăm, știi? O plângere, o whatever. Noi avem acum adresa lui, avem datele de contact ale părinților, așa că eu sper că o să fie ok. Da, ideea e că probabil o să fie schimbare bruscă. Probabil o să aibă acum o introspecție pe drum, adică s-a speriat. Chiar nu este ok. Da, chiar nu e ok, chiar are nevoie. Sper să înceapă ședințele de psihoterapie, chiar sper să înceapă. Se simte care. Da. Uite, ne-am și salutat din mașină, ce frumos. Dă bă banii de țigări! Da, nu știe să socializeze, chiar nu știe să socializeze și din asta pare un ciudat, știi, și creep. Da, cred că dacă primește sfaturile necesare, poate să-și revină, știi? Bun, ăsta a fost... Până data viitoare! Stați departe de prădători.